Bună seara, dragi prieteni. După cum am promis, după după 24 de ore vom aplica insecticidul. Da? Insecticidul din frunze de de roșii tocate. Eu le voi scoate așa. Le voi scoate, adică voi încerca să limpezesc cât de cât ca să mi ușureze la strecurat. Iar acest acest insecticid îl vom aplica la ardei contra afidelor, tripsului. Vedem ce rezultate va da. Încercăm să limpezim cât de cât soluția, fiindcă nu vom folosi așa doar jumătate din cantitate, cu jumătate din cu jumătate de cantitate de apă. Deci o parte de soluție, o parte de apă. Da, eu voi pune în această găletușă. Așa, de jumătate de găletușă. O voi strecura direct în pulverizator. Punem apă. Deci măsurați cu ce vreți voi, o parte de apă, o parte de soluție. Dăm aici un gariu. Am terminat 3 rânduri de roșii, de palisat, de copilit și mai am un rând. Mai am, care îl facem mâine. Am zis că să nu vă dezamăgesc. Așa. Acum punem și apa. Deci avem vreo 11 litri. Să nu credeți că am uitat de maceratul de burieni. Ia uitați-l cum fermentează.
Și aici mi-a rămas, dacă aveți suprafață mare, mi-a mai rămas încă jumătate de găleată de... Deci încă pe atâta cât am pus în pulverizator. Așa, totul este pregătit, nu e niciun fake, da? Nu facem fake-uri pe grădina de la țară, doar știți că eu v-am prezentat tot timpul realitatea. O să punem în spate. Și dăm bucăneală. Dăm un pic așa pe jos. Așa. Și ne apucăm de treabă. La ardei. Vom stropi rândul ăsta. Ia uitați-l. Ia uitați cât îs de frumoși. Și mâine cum vor fi. Deci trebuie pulverizați foarte bine. Mai cobâlțâim sau mai agităm un pic pulverizatorul. Da? Și dăm foarte bine pe ardei. Avem de unde, rândul ăsta îl vom face. Și dacă rămâne, mi-e ciudă că trebuie să țin și telefonul. Trebuie dat bine pe sub frunze. Da, este un pic mai greu, dar v-am spus că nu fac fake-uri. Da, am văzut foarte multă lume că utilizează substanțe, utilizează nu știu ce soluții, dar ia uitați cum e să utilizezi pe o grădină din asta. Da? Asta este adevărata utilizare. Asta este adevărata demonstrație în utilizare. Asta este demonstrația. Una e că mă duc și eu în solar și vă prezint o roșie sau ies afară și vă prezint un ardei care a fructificat foarte bine și vă spun că am făcut nu știu ce. Nu știu ce soluție, da? Se aude ceva ca și cum ar veni o ploaie, dar eu nu cred că va ploua în seara asta, fiindcă nu prea e anunțată ploaie. Da, uitați-i.
cum arată. Eu v-am spus, știți cum e chestia, cum mi-a spus mie o doctoriță, eu am hipertensiune. Am hipertensiune și seara trebuie să iau rosuvastatină pentru pentru colesterol, da? Pentru a menține colesterolul în limitele normale. Bun. Eu când mă duc și iau rețeta la farmacie, tot timpul mi se spune că trebuie să iau o protecție pentru ficat. Da? Unde e? Nu e aici. Deci e un ardei mic. Deci trebuie să iau o protecție pentru ficat. Bun. M-am trezit. Deci prima dată la început chiar am luat o protecție pentru ficat. După aia, într-o lună, neavând bani, n-am mai luat. Mi-am luat inima în dinți, am trimis doctoriței mesaj pe WhatsApp și am întrebat-o: doamna doctor, eu tot timpul când mă duc la farmacie, mi se spune că trebuie să iau protecție pentru ficat. Și eu chiar am întrebat-o atunci când mi s-a dat rețeta: trebuie să iau vreo protecție pentru ficat, pentru stomac? Nu, stați liniștiți că medicamentele astea nu necesită protecție. Așa. Și răspunsul doctoriței de la cardiologie a fost următorul: domnule, cum vreți să-și vândă medicamentele dacă nu vă propune niște lucruri care nu au niciun efect? Deci ce mi se dădea de la farmacie, nu că nu aveau, chiar nu aveau niciun efect, dar nu aveau un efect asupra organismului și nici nu îmi folosea sau nu... nici nu-mi dăuna, nici nu-mi folosea. Deci dădeam niște bani degeaba, îi dădeam. A doua lună, când m-am dus la farmacie, tot așa: doamne, dar știți că dacă luați rosuvastatină, vă trebuie o protecție pentru ficat. Și am zis: doamne, uitați că eu am mesaj la doctorița de la cardiologie și mi-a spus că nu este nevoie. Nu, domne, că adică farmacista știa mai bine decât doctorița. Știți? Și deci cam asta e și cu unele rețete din astea bio, da? Care, știți cum e, nici nu dăunează. Nici nu dăunează, dar nici nu au niciun efect asupra plantelor. Cam așa e cu multe din rețetele de pe internet, de pe YouTube, da? Pentru că eu câteodată am pus niște întrebări. Eu am pus niște întrebări celor care făceau aceste rețete. Și unii nu au știut ce să-mi răspundă. Alții mi-au răspuns că da, folosești, dar numai o dată pe sezon, pentru că îți îmbătrânește plantele. A, uite, strunza asta de ardei chiar are ceva.
folosești numai o dată pe sezon, fiindcă ți îmbătrânește plantele și tot așa. Deci, dacă faci, faci pe riscul tău. Pe riscul tău, pe pielea ta. Și chestia este că așa am făcut și eu la început. Și tot timpul dădeam vina pe mine, că nu am făcut la timp, că vai n-am pus proporțiile corect, vai că a fost prea cald afară, vai că a fost prea frig afară și tot așa. Și tot timpul, am zis că e din vina mea că nu, a avut niciun efect. Dar să știți că nu este din vina noastră, este din vina că... Ia să dau și pe castraveți. Dau și pe castraveți. Credeți că are ceva? Nu știu, vedem. Dau și pe desubt, pe sub frunze. Așa. Cred că am și pentru rândurile astea la alte două. Le dau, nu mi-e frică. Dau și castraveții ăștia. Că au niște frunze cu, nu știu cum se spune boala asta, mozaic. Mozaicul frunzelor sau ceva de genul ăsta. Da. Dau bine, că nu mi-e frică. Așa. Și cam asta este chestia despre rețetele astea bio. Toți vor like-uri, vor abonați, vor nu știu ce mai vor. Și de asta aceste rețete, unele au efect. Unele au efect, altele nu, să știți. Acum vom vedea și noi cum e cu da, și vă mai spun eu o chestie, că una e să-mi arăți că planta asta are o boală. Da? Una e să-mi arăți că planta are o boală. Am aplicat o rețetă din asta bio. Da? Am aplicat o rețetă bio, o soluție bio. Da? Și după aia trebuie să-mi și arăți că soluția a avut efect. Asta zic eu. Chiar cineva, nu știu, a întrebat, a zis, domne, îmi arăți și mie că sunt curios să văd planta care ai avut-o afectată și după aia să-mi arăți și mie, după ce ai aplicat soluția, la, nu știu, la o zi, la două, să-mi arăți că dacă e bun, folosesc și eu, dacă nu e bun, nu mai folosesc. Dar... cum ar veni, fac și eu pe un ardei din ăsta. Fac și eu pe un ardei din ăsta și după aia gata. Băi, spălați-vă pe cap că dacă ai greșit, dacă n-a avut efect, e treaba ta. Păi, dar like-ul l-ai dat, nu? Ai dat like-ul, te-ai abonat. Da? Cam așa e cu... Exact cum v-am spus, cu... cu asta, cu farmacia, că, na, ca să-și vândă produsele, ei îți recomandă, că zice că vezi că te îmbolnăvești de ficat, vezi că te îmbolnăvești de stomac, că într-adevăr sunt medicamente care necesită protecții, dar medicii care folosesc folosesc rețete și în rețetele astea ei îți prescriu niște medicamente
ei sunt bazați pe chestia asta, fiindcă au un pic de vechime, da? Și știu, ăsta e bun pentru asta, asta e bun pentru asta și de asta, dar haideți că ne chemăm toți legumicultori, cum am mai zis eu, furăm rețete unul de la altul, tu ai pus o linguriță de bicarbonat, eu pun două lingurițe, tu ai pus un litru de lapte, eu pun un litru de lapte și 9 litri sau 10 litri de apă și gata, fungicid. Deci fungicidul ce înseamnă? Un fungicid înseamnă ca tu să acoperi frunzele pentru a nu se instala mana sau alte boli fungice, pentru a nu se instala în plantă, aceste boli se instalează prin frunze. Ca să nu se instaleze bolile, tu trebuie să aplici preventiv, adică înainte de a apărea boala. Da? Și dacă tu ai acoperit frunza cu o soluție, cu ceva care nu mai dă voie la bolii fungice să se instaleze în plantă, atunci înseamnă că ai aplicat un fungicid. Fungicidele astea sunt mai multe feluri, printre care să zicem că și laptele. Dar dacă laptele îl aplici după ce s-a instalat boala, vă spun eu că l-ai aplicat degeaba. Degeaba l-ai mai dat. Poate să zică cine ce-o vrea. Puteți să ziceți că aveți voi nu știu ce experiență în treburi din astea, eu vă contrazic. Da? Pentru că și eu am fost neștiutor și eu am făcut nu știu ce soluții, le-am aplicat și eu și când am văzut că tot timpul făceam și când întrebam, domnule, dar ce nu-și face efectul? Apoi nu că trebuia să faci în primăvară treaba asta, apoi nu că trebuia să faci înainte de a apărea boala. Păi și atunci, vedeți, sunt niște lucruri care trebuie să le faci preventiv, dacă vrei să faci ceva, trebuie să faci înainte de apariția bolii. Că dacă a apărut boala sau dăunătorul, atunci cam greu cu bio. Cam greu, vă spun eu că este foarte greu. Nu găsești o soluție bio care să-ți... Dacă ai o plantă acolo, da, poți să o mișmilești, poți să o bibilești, poți să iei afidele fir cu bucată cu bucată. Dacă ai afide, să zicem, da? Ai afide. Le iei bucată cu bucată și ai rezolvat la o plantă. Dar la ditai grădina, ia tu așa de pe 10 frunze de la ardei afidele sau... de nu mai știu unde. Eu cred că nu poți. Da, nu poți. V-am spus, una e să prezinți o plantă, să aplici o soluție din asta bio, ai bibilit-o, ai gădilit-o și gata, vai de mine, toți aplicăm la fel. Vă spun eu că toți cei care sunt mari cultivatori de legume, n-ai să vezi tu că aplică soluții bio. Ăla nici nu se uită. De asta și mâncăm din magazine atâtea chimicale. Da? Cum poți tu să-ți explici că se fac roșii dintr-un cub de vată minerală? Da? Ai pus o sămânță într-un cub de vată minerală, acolo ai înfipt un
furtunaș din ăla de dozare, da? Și acolo gata, ai făcut roșii bio sau eu știu ce legume mai. Eu zic că nu e chiar bio. Eu nu zic că într-adevăr sunt substanțe care sunt acreditate ca și substanțe bio, dar dacă te gândești că la procesarea lor și tot așa, sau am mai auzit niște chestii pe la băieții cu tirurile, că le încarcă în tir crude și când ajunge la destinație, deci le încarcă crude, le dă cu o soluție, le încarcă crude și când ajunge la destinație le scoapte. Deci 3 zile pe drum sau cât face tirul dintr-o țară din Europa până în România sau așa, ele îți scoapte, da? Păi și atunci e chimie aia, fraților. E chimie. De ce toate magazinele nu recomandă consumarea curjilor, da? La fructe, să zicem. Ia, că mai am, mai stăm și de vorbă 26 de minute. Da, cine se uită la videoclipul ăsta înseamnă că a avut răbdare. Deci, ia să dăm și Moldovița F1, da? Hibrid. Foarte greu să țin și telefonul, să și stropesc, dar v-am zis, nu vreau să vă dezamăgesc, ați văzut, totul este real și nu am ce să ascund. Deci la, în special la varză și la da, uite că nu vine, cum să-i spun, la conopidă, asta e conopidă, da? Cel mai mare dușman al lor este musculița albă. Da? Musculița albă. Aveam la varză anul ăsta, nu mai pun, că și așa nu se face ceea ce vreau eu, adică pentru sarmale din aia înfoiată, și de asta nici nu mai pun. O mai pun că nu are rost. Mă duc și cumpăr din piață, îmi iau meleu care le vreau eu. Da. Așa, fraților. Vedem ca să aibă. Deci, ce făceam la varză? Ca să nu aplic nicio substanță din asta chimică, la 2 zile luam pulverizatorul ăsta care așa, puneam apă în el și uitați exact cum fac acum, exact așa făceam, același lucru făceam cu apă. Zburau musculițele albe de numai, dar în zbor încercam să le prind cu jetul și ele se lipeau de pământ și le omoram, mureau. Da? Cam asta făceam, dar după aia dădea vermele ăla verde din nu știu ce fluture și tot așa. Și găseam sub frunzele de la varză, găseam petele alea maro care mă disperau, adică nu puteai să faci nici. Și vă spun eu că și în câmp sunt date tot cu chimicale, da? Sunt date cu chimicale ca omul să-și facă producția, să ia banul, fiindcă nimeni nu-i convine să muncească degeaba. Da, ia uite, noi facem așa, legumicultură cu 100 de fire, cu 200 de fire, cu 300 de fire. Ăla are câmp, are hectare. Ai la pepeni, la varză, la și la ardei, la roșii. Ce credeți că nu se mai cultivă roșii în câmp? Se cultivă, domnule, roșii în câmp. Se cultivă. A dus odată, a băgat
le-a a ierbicidat ca să nu crească buriana, da? A băgat după aia un fungicid și cu un insecticid și sănătate. Sănătate. Sunt specialiști care ingineri care știu ce să le aplice. Numai bio nu le aplică, da? Și te duci și mănânci și din România și din alte țări, că asta e. Da, nu se compară cu ce avem noi prin grădini. Ți-ai pus 10 fire de roșii și vezi că vine taifunul. Deci cum am pățit la fasole, la Meraviglia din Veneția, că erau găurite toate de gheață, da? Ia uzi, asta e jelie, frate, deși nu era anunțat. Să sperăm că... Ia. Mai am foarte puțin, ia că mi-a ajuns la 6 rânduri de ardei și încă am dat foarte bine pe dedesubt, pe sub frunze, da? Am dat foarte bine. Deci insecticid din frunze de roșii, da? Din copil de roșii. L-ați văzut, da? Insecticidul. Deci 24 de ore l-am macerat, jumătate de porție de apă cu jumătate de jumătate. O porție de apă cu o porție de frunze. Da, se anunță că am urât. Asta e. Da, fraților, asta e și grădina de la țară. Astea roșiile mele de afară, din câmp, da? Frumoase. Aia au frunze galbene pe partea de jos, dar nu am numai din alea. A, uitați, asta e Fiorentino, care creați așa, e Fiorentino. Deci nu am numai Roma VF și cu Samarzano. Aici avem vinetele, cu prășitul prin zona asta, aia am acolo și acolo, colțurile alea. Azi m-am băgat la copilit, mai am un rând de copilit. Da, o să vă mai arăt ceva. Eu într-un videoclip cuprind mai multe din materiale din care puteam să le fac în mai multe videoclipuri. Da? Haideți să vă arăt ce vroiam eu să vă arăt și să vă spun. Da? Această roșie am mai făcut un copil. Da? Am mai făcut un copil. Îl vedeți, da? Deci are două ramuri principale, două tulpini principale acum. Mi-a fost milă să-l tai, fiindcă l-am văzut așa mare, l-am văzut cu flori, pe ăsta la altul tot așa l-am văzut cu flori și... Ce am zis? Nu-l mai tai și uitați cum l-am palisat. Da? Am niște benzi din astea, capete de material de la croitorie. Da? Ața este pe mijloc. Aici, dacă vă uitați bine, vedeți că are loc lângă tulpina să se mai dezvolte tulpina. Dincolo și aici are loc suficient. Acum se observă, cred că are loc suficient să dezvolte tulpina. Iar pe mijloc e ața de palisare, da? Pe mijloc e ața de palisare. Cam așa fac eu și fac de mulți ani lucrul ăsta. Așa făceam și afară, când puneam aragi, la aragi, tot așa cu
cu oață din asta. Ia uitați, am chiar și pe capăt aici. Ia uitați ce plantă am aici. Da? Uitați, tot așa e. Ia uitați cât loc are ca să se dezvolte tulpina. Da? Numai că aici am făcut altfel, am făcut pe o tulpină, am palisat și cealaltă tulpină este agățată cumva de asta-laltă. Da? Da, nu prea se observă, nu știu dacă ați avut răbdare să stați până la finalul videoclipului. Oricum, de aici din grădina de la țară, eu vă transmit multă sănătate și vă doresc succes. Succes în ceea ce îmi doresc și mie, adică să nu muncim degeaba. Nu știu cum a ieșit acest videoclip, dar are destul, 36 de minute, nu știu dacă aveți răbdare să îl vizionați până la sfârșit. Câteodată nici eu nu am răbdare să mă uit la alte videoclipuri, mă uit doar la ce mă interesează. Oricum, eu vă doresc multă sănătate, succes și să ne revedem sănătoși la un nou videoclip din grădina de la țară. Da? La revedere și o seară bună!